La Paști de George Topârceanu. Astăzi, în sufragerie, dormitau pe o farfurie, necojite și munjite, 10 ouă înroșite. Un ou alb, abia ouat, cu mirare le-a întrebat: "Ce vă este, frățioare? Ce vă doare? Nu vă ninge, nu vă plouă, stați gătite în haină nouă. Parcă Dumnezeu mă ierte, n-ați fi ouă. Suntem fierte!" Zici un ou rotund și frez lângă pasca cu orez. Și schimbându-și brusc aliura, toate au început cu gura. Până la urmă, tot nu scap. Ne gătește de paradă, ne ciugnește cap în cap și ne zvârle coaja în stradă. Ce rușine, ce dezastru! Preferam să fiu omletă. Eu, de m-ar fi dat la cloșcă, aș fi scos un pui albastru și unul violet. Eu, mai bine ar fi să tac. Așa galben sunt că-mi vine să-mi închipui că pe mine m-a ouat un cozonac.